Rugăciunea de marți are o putere incredibilă pentru că reușește să scoată tot ce este mai bun din tine. Mai mult, dacă te concentrezi pe ceea ce trebuie și te ancorezi în prezent, reușești să potolești furtunile vieții, să îți bucuri inima și să faci planuri pentru a-ți împlini visurile mărețe. Este momentul să înveți să ai răbdare în timpul furtunilor și să te concentrezi pe soarele divin care îți va încălzi sufletul imediat ce totul se va termina. Sfatul nostru, nu te ruga pentru că trebuie să te rogi, ci roagă-te cu credință. În momentul în care spui rugăciunea, în sufletul tău trebuie să existe speranța că rugăciunile tale sunt ascultate, că discuția pe care o ai cu Universul și cu Divinitatea te ajută să primești putere pentru a continua pe drumul tău în viață. Rugăciunea de dimineață te ajută să îți limpezești mintea, să creezi o legătură profundă cu Divinitatea și să începi ziua cu dreptul. Prin rugăciune ai ocazia nu doar să vorbești, ci să îl și auzi pe Dumnezeu. Rostește această rugăciune de marți dimineață imediat ce te-ai trezit pentru a cere pace și călăuzire pe parcursul zilei. Doamne Dumnezeul meu, îți mulțumesc pentru această zi de marți. Știu că, în ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplă în lume, în ciuda stresului, a problemelor, a haosului, Tu ne vezi, ne asculți și ai grijă de noi. Te rog ca astăzi să ai grijă de sufletele noastre, te rog să ne dai putere atunci când noi nu mai știm încotro să mergem, să ne îndrum pe calea destinului nostru, să ne ferești de tot ce este rău și să ne ierți pentru toate greșelile pe care le facem. Îți mulțumesc pentru grija pe care ne-o porți zi de zi, clipă de clipă, las la Tine grijile și temerile mele și merg mai departe cu inima plină de iubire și de credință. Ziua de astăzi este un cadou primit de la Tine. Promit să o trăiesc mai frumos ca niciodată. Relatează cu dica.ro.